Ca urmare a activităților de procedură penală desfășurate de ofițerii de poliție judiciară ai Serviciului Județean Anticorupție Galați, sub coordonarea procurorului desemnat din cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în dosarul penal privind faptele de corupție săvârșite de lucrători din cadrul IPJ Galați, Serviciul Poliției Rutiere și Biroul Poliției Rutiere Municipiul Tecuci, au fost dispuse măsuri de reținere pentru 24 de ore față de 5 polițiști, iar față de alți doi s-a dispus măsura controlului judiciar. Acțiunea penală a fost pusă în mișcare față de 7 lucrători de poliție rutieră, ceilalți 4 având calitatea de suspect. De asemenea, un număr de 3 persoane contraveniente au calitatea de suspect. Pentru administrarea probatoriului în cauză au fost realizate 12 percheziții domiciliare și puse în aplicare 15 mandate de aducere. Persoanele în cauză sunt învinuite că au pretins și primit diverse sume de bani de la conducători auto, identificați săvârșind diverse contravenții în trafic pentru a trece în procesele verbale abateri mai ușoare decât cele comise și implicit să aplice amenzi mai mici. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de luare, dare de mită, fals intelectual și abuz în serviciu. Alături de ofițerii DGA la percheziție au participat și lucrători ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR, precum și lucrători ai Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și IJJ Galați.